trucurile obișnuite de frumusețe nu ne mai ajută, apelăm la tehnologia de ultimă generație, lucruri pe care le credeam imposibile fără intervenții invazive, ca vindecarea fără durerea acneei sau unor cicatrici sau vergeturi mai vechi, sunt acum realitate cu ajutorul unui aparat care ne aduce într-o nouă eră a frumuseții. În funcție de obiectivul de corecție, aparatul oferă rezultate inclusiv în zonele problematice, în jurul ochilor sau al gurii. În primul rând face lifting și fermitate la nivelul pielii, după aceea diminuează porii. Știți că în momentul de față există un trend foarte puternic în ceea ce privește diminuarea porilor și acel ten de porțelan. După aceea diminuează cicatricile lăsate de acne. Este foarte greu să tratezi vegeturile și acesta este unul dintre foarte puținele aparate cu ajutorul cărora vegeturile pot fi tratate. Și ceea ce este foarte important este că nu este deloc dureros tratamentul. Această tehnologie promite că ne scapă atât de vergeturile albe recente, cât și de cele roșii mai vechi. How many treatments do I need if I have stretch marks, for example? So in stretch mark case, every two months you can treat. So we have to follow up this symptom, whether it's disappeared or not exactly. After that, we can decide whether it's possible to apply it the second time or third time or fourth time. Provoke the just some inside the skin, deep skin, to recover the elastin and also some rejuvenation. Femeile care au născut recent și au rămas cu vergeturi sau persoanele care au pierdut brusc kilograme, iar semnele sunt mai profunde, au nevoie de un tratament mai îndelungat, iar specialistul nu se mulțumește doar cu una sau două intervenții. Lucrăm cu două ace diferite, în funcție de nivelul la care vrem să ajungem, dacă vrem să ajungem superficial sau dacă vrem să lucrăm mai la suprafață. Și prin interiorul sau prin intermediul acestor ace se degajă energia, este vorba de radiofrecvență. Câte tratamente sunt necesare? Numărul de tratamente depinde de pacient. Dacă vorbim despre gât și decolteu, sunt suficiente două tratamente. Dacă vorbim despre lifting facial, acolo este nevoie să facem mai multe tratamente. Dacă este vorba de o persoană mai în vârstă, adică 50 plus, să spunem, ar trebui să facă un tratament pe lună. Schimbările sunt vizibile încă de la prima ședință. Este spectaculoasă diferența chiar din timpul procedurii. Să faci diferența între un obraz și celălalt. Sunt proceduri non-invazive și îmi plac foarte mult. Atâta timp cât putem să prelungim această perioadă de timp, sigur că ține de opțiunea fiecăruia în parte și mie îmi place să respect opțiunea fiecăruia. Dacă reușim să prelungim această perioadă în care să ne facem toxina, să apelăm la toxină botulinică și altele, e cu atât mai bine. Ce înseamnă pentru o femeie să se simtă bine în pielea ei? În primul rând trebuie să-și găsească resurse de fericire și de mulțumire de sine și de satisfacții dincolo de aceste gesturi. Dar aceste gesturi pe care le facem de frumusețe, de înfrumusețare, probabil că contribuie la această stare de satisfacție și de bine. Tratamentul ar trebui repetat după 6-8 luni, după o consultare prealabilă cu specialistul.